Bună ziua, Ioana, și bine ai venit la, la întâlnirea cu Profo Online. Uite, Ioana, am să-ți povestesc ceva. Mă găsești a doua oară cu calculatorul deschis la o predică în altea secțiului. Îl recunoști? Da. Bartolomeu Anania. Eu sunt un îndrăgostit de, de predica în altea secțiului al Bartolomeu. Și vreau să, să mărturisesc niște lucruri, anume că putem să oprim acum, ne oprește tu că te, te descurci și să intrăm la, la lecție. Zilele acestea mi-a căzut în mână un acatist, așa Prof Online, te duci foarte rapid. Știi bine, aici ai și șansa asta că ai scurtătura, nu? Mi-a căzut în mână un acatist, am să ți-l arăt. Iată, lasă și un pic, numai. Acatistul acesta, acatistul Maicii Domnului, bucuria neașteptată. Tu ești bucuria neașteptată a mea în proiectul acesta. Crede-mă, atât de mult aștept întâlnirea noastră. Să știi că te-au recunoscut câțiva copii. Nu știu dacă te-o sună cineva pe tine. Mm. Nu te-o sună pe tine nimeni. Deci la biserică, la Sfântul Ioan, unde mă duc eu acolo, o fetiță, îi spuneam, uite, cum se învață, nu știu ce, dar așa, am văzut-o pe Ioana, am văzut-o pe Ioana. Așa, dar în proiectul acesta ți-am arătat că, așa, să intrăm la treabă, ți-am arătat că acum câțiva ani, în 2002, când am început proiectul acesta, că este un proiect îndrăznesc cu adevărat ca să te apuci de așa ceva. Știi câte ore de film sunt? Cam vreo 12.000 de ore de film. În totalitate cu apicultura și matematică la un loc. Și atunci am luat binecuvântare de la înalt preasfințitul Teodosie. Nu știu, ai dat acolo și trage acum de cursor. Știi tu ce trebuie să faci ca să, să vedem. Și el arată un pic, dă înapoi un pic. Așa, pe înalt preasfințitul Teodosie. Și mă gândeam, dă un pic click să, să-l și vedem. În momentul în care am luat binecuvântarea, în 2002, se vede foarte bine, era prea îndrăznesc proiectul meu ca să nu am o binecuvântare. Tu, ca fiică de preot, știi foarte bine că nimic nu putem face în viață fără binecuvântare. Și cum noi avem Părățitorul, binecuvintează ostenerile celor ce împărtășesc știința. Primirea informației într-o diversitate de forme, prin metode moderne de învățare, constituie pentru copii o necesitate. Așa, să oprim. Ei au astfel posibilitatea să recepteze... Și mă gândeam că în îndrăzneala noastră ne apucăm de acest deosebit de frumos și interesant proiect, cum să învățăm pe ceilalți care au atâta nevoie. Toți copiii care sunt de vârsta ta, și într-a 5-a, și într-a 6-a, și într-a 7-a, în toate clasele trebuie să repete materia de anul cu un an în urmă. Ce faci tu acum pentru clasa 8-a? Este deci un proiect extraordinar de, de îndrăsneț. Și de ce mă gândeam că poate ajungem în echipă să luăm binecuvântarea din înalt preasfințitul Iachim Băcăuanu. Ce spui? Da. Nu este o idee deosebită? Așa cum a făcut-o atunci, să o facem acum. Așadar, ne gândim la acest lucru pentru că îndrăzneala e cu adevărat mare și că merită în continuare să facem acest lucru. Să ne ducem acum și să vedem concret unde sunt te afli tu cu lecțiile, așa, unde ai ajuns, câte ai parcurs și să vedem concret cum. Așa, postările. Deci tu iei totul de la de jos în sus, că așa am da. Vorbit. Și acum la lecțiile la care te oprești tu, tu știi foarte bine ce lecții. Noi rămăsesem la 589. Am făcut-o și pe 589, nu? Sau nu o făcusem?
Ia uite. Nu, la 588 am rămas. A, așa. Am făcut și 589 am făcut eu acasă. Foarte bine. În 589 ai găsit ceva care să îți ridice probleme? Nu, vă spun acum unde am găsit. Am zis noi să te duiți și minutul și totul, nu? Da. La lecția 598 am găsit. Ia uitați-vă, dragilor, 598 te duci acum. Uitați-vă, deci lege lecția. O, îi dă drumul la lucru. Trebuie să dau aici. Da, da, ca să înceapă lecția să... Și am și uitat să spun, bună seara și bine ați revenit la Romul. Știi pe unde? Ia să vedem. Exerciții de matematică la geo. Du-te exact acolo. Nu uita. Zicem așa. Hai să demonstrăm o altă. Luăm un paralelogram. Acum aveți pe mămica cei care tot timpul. Și să vedem un paralelogram. Și se duce... Aici. Deci... Da, sectoarea din ala. Ascultăm lecția, că nu știu. Și nu am paralelogram. Ah, astea sunt bisectoare, da? Da. Bisectoarele unghiilor, am înțeles. Și ce urmează? A zis când se întâlnesc două câte două, ia naștere aici, M. Ce ai tu? P, Q, un patru la tine, M, P, Q. Și trebuie să arăt că să-i dreptunghi. Deci A, Q e bisectoare, A, A Q, care mai e bisectoare? A, toate sunt, A, Q, bisectoarea lui A. A, așa, scriu cum sunt, AQ. AQ, bisectoare, pentru D, A, P, de apă. Știam că la bisectoare trebuie undeva închis. Așa, așa, mamica, ai fost atent. Aici, așa, acolo, vezi? Da. Semidreapta, AQ, da. Chiar din A pleacă și atunci putem să dăm așa. Conțin și punctul A. AQ, bisectoarea lui D, A, P. Bun. D, M. Bisectoarea lui A, D, C. Da. Face A. P. Sau P, Q, n-are importanță, P, sau P, Q. Bisectoarea unghiului A, B, C. Da. Deci, și... Hai spune. Da. C, C, P. Da, bisectoarea. C, N, să zicem. Bisectoarea unghiului D, C, P. Ce? De ce? Da? De ce? Să arătăm că? Din asta toate, concluzia este să arătăm că MNPQ. Deci asta e ipoteza. Da, toată. MNPQ. MNPQ. MNPQ dreptunghi. Dreptunghi? Da, dreptunghi să fie. Adică trebuie să fie ce are. Adică dreptunghiul e... Consecințe din asta. Da. Dar pe minimă, ca să reușesc, Miruna, să reușesc să arăt că-i dreptunghi, îmi trebuie să arăt că-i paralelogram. Ca să mai întâi, în prima fază, voi arăta că-i paralelogram. Adică ce trebuie să arăt? Da, una da, din cele șase. Da, una din cele șase. Și pe urmă, în plus, doar reușim doar două să fie paralel și congruent. Nu-i drept. Deci, atenție multă. Reluăm problema. Deci A, B, C, D, A, B, C, D, ce este? Un... Am găsit. Oprește un pic și să discutăm acum. Am înțeles. Deci, problema este așa. S-au dus bisectoarele, Ioana, da. Și trebuie să arătăm că ce s-a format acolo, MNPQ ăsta, este dreptunghi. Tu, hai să discutăm acum acasă. E urmărit așa această problemă, nu? Da. Să vedem... Nu mai continuăm să vedem ce face profesorul acolo, ci să ne punem întrebarea următoare. Dacă tu ai încercat, așa cum spuneam și altă dată, după ce ai
După ce a fost afișată ipoteza problemei, după ce ai înțeles bine problema, așa cum sunt eu aici acum, pentru momentul acesta, că nu știu soluția, că tu ai venit acum, nu mi-ai anunțat pe mine că o să facem problema asta, ca să mă uși eu pe... Nu știu. Da. Eu acum trebuie să văd ce anume am de... cum voi reuși. Și am înțeles că ar fi bine să arătăm mai întâi parlogram, da. Că parlogramul cu noi drept este dreptunghi. Pentru parlogram, hai să ne amintim, ce trebuie să arătăm ca să fie o figură parlogram? Un patrulatil să fie parlogram. Că laturile opuse două câte două trebuie să fie congruente. Nu e prea mult. Mai paralele. Da. Laturile opuse două câte două paralele. Stop. Da. Asta e parlogram. O altă variantă. Că laturile... Că două laturi opuse să fie... paralele și congruente, vezi, în loc să mai arăți că celelalte două sunt paralele, e suficient să te oprești la două, să poți arăta că două sunt paralele și congruente. Și atunci figura e parogram. Deci s-a renunțat la varianta și celelalte paralele, pentru că la astea două la care ne oprim sunt și congruente, da? Da. Altă variantă pentru parogram. Unghiurile opuse sunt congruente. Corect. Unghiurile opuse sunt congruente. Unghiurile alăturate sunt suplimentare. La fiecare latură sunt suplimentare. Și diagonalele se jumătățesc. Iată variante. Da. Acum, deci când am pronunțat cuvântul vreau să arăt parlogram, toate acestea trebuie să apară în mintea mea înșiruite. Da. Și funcții de contextul problemei să încercăm să rezolvăm. Acum, pornim la treabă. Am dus bisectoarele. Ia să vedem aici ce idee deșteaptă apare. Deci bisectoarele. Să valori ce face bisectoarea? Bisectoarea împarte unghiul în două părți, în două unghiuri egale. Exact. Dar figura dinainte ce a fost dată? ABCD. Paralelogram. Fiind paralelogram are toate șmecherile dinainte. Adică? Da. Adică tot unghiul A, uite asta de aici, e egal cu unghiul C, perfect. Unghiul D e cât unghiul B, da? Ei, cum valorificăm acum chestia asta? Aici e problema pe care eu aș vrea să o pot prinde. Cum aș arăta, hai să zicem, două din laturi sunt paralele, adică cum aș arăta că bisectoarea care pleacă din A... cu cea de care pleacă din C, aceste două sunt paralele. Că modul în care voi arăta că sunt paralele acestea, voi arăta și celelalte două că sunt paralele, că tot bisectoare sunt. Da. Deci noi nu știm cum face autorul. Habar n-avem acum. Noi ne punem mintea la treabă după ce am înțeles problema și o facem de noi, să o facem singuri. Da. Ei, și acum eu scormonesc în minte și spun, mă, ca să arăt că două drepte sunt paralele, la aceste două drepte, ce bine ar fi dacă aș prinde, visez acum, dacă aș prinde pe aceste două drepte tăiate de o altă dreaptă care să le fie secantă și să formeze din cele patru variante de unghiuri două să le găsesc să fie congruente, atunci bietele drepte n-au ce face, n-au decât să fie paralele. Deci vezi, îmi construiesc acum ideea. Eu nu știu ce șanse am, dar chestia care o am la îndemână este clară. Că ăsta e parlogram. Da. Și parlogram, eu știu că unghiul ăsta de aici tot, cu tot unghiul ăsta de aici, unghiurile opuse, A și cu C sunt congruente, da? Stop, hai că am o idee. Când am dus bisectoarea așa, ia vezi tu, Ioana. Păi unghiul Q1, adică ăsta. Da, Q1. E egal cu ăsta. Foarte tare, Ioana. E egal cu acela sau și cu N, C, da. D, nu? Da. Că e tot fiind out cât C, O și când am dus în două, e clar. Da. Deci mi-ai spus cum? Că unghiul B, A... Q este cât unghiul? NKB. NKB. Măi, ce tare chestia asta. Dar asta ce îmi spune mie?
unghiul ăsta de aici este cât ăsta. Dacă le-aș prinde... Că an... Figura asta e paralelogram. Aoleu, ce tare este! Fantastic! Deci dacă tu acum te-ai dus pe chestia asta, că n-am notat eu și cu un punct, nu? Nu, asta e nu. E nu mai jos. Da. Mai sus acolo ar trebui să ne uităm. Da. A, S, da. C și R, să zic, aici unde am intersectat cu unia bisectoare. A, S, C, R este sigur cu două laturi paralele. Da. Vezi că este două, sunt paralele, din paralogramul dinainte. Da. Și mă au unghiul ăsta și cu ăsta opuse congruente, îl obligă să fie paralogram, da? Dacă e paralogram, înseamnă că și A, S, e paralel cu N, C. Da. Vezi? Ce frumos, ce rapid. Habar n-avem cum a gândit autorul. Ce spuneam ții? S-ar putea să avem o idee diferită de a lui. Da. Deci, fii atent, când folosim paralelismul dinainte, ne ducem pe faptul că unghiul tot A e cât unghiul C tot. Vezi ce șmecherie? Da. Și bisectoarele înjumătățești, deci unghiul ăsta de aici, cum nu mai știu, S, A, până aici. A, S, C, R. A, S, C, R. Așa va fi paralelogramul. Dar unghiul de aici, așa mi s-a arătat și cu ăsta din partea asta, sunt congruente, da? Ele sunt paralele acestea. Sunt paralele, cele două opuse sunt paralele. Și fiindcă și unghiurile opuse aici sunt congruente, le obligă și celelalte să fie paralele. Este o reciprocă, unghiuri cu laturile paralele, două câte două, sunt congruente. Și dacă două sunt paralele și unghiurile sunt congruente, le obligă și pe celelalte două să fie paralele. Da, este ușor de făcut asta. Bun. Și atunci am spus că figura asta care s-a format aici este sigur paralogram. Adică A...